Dacă spațiul cosmic nu ar fi atât de agresiv, oamenii ar fi umblat liberi pe toate planetele. Dar dacă începem să explorăm viața în alte locuri decât pe suprafața lui Marte sau a Lunii? Cum ar fi să explorăm subteranul acestor corpuri cosmice? Dacă, de exemplu, viețuitoarele de acolo sunt asemănătoare cârtițelor de pe Pământ și cuceresc noi planete din interior folosind scoarța obiectelor spațiale ca protecție împotriva radiațiilor ionizante și temperaturilor extreme? Trebuie să recunoști, este o idee destul de întemeiată. Proiecte unde mașinile avansate care călătoresc în subteran, fără construcția preliminară a tunelurilor, există cu adevărat. Și cine știe, poate că aceste nave subterane chiar există și funcționează în acest moment, fiind învăluite în secret. Dezvoltarea navelor subterane a fost desfășurată de-a lungul secolului 20 în multiple țări cu o economie puternică. Prima mențiune a apărut în anul 1904, atunci când Peter Rosgazov, un cetățean al Imperiului Rus, a trimis un articol către o revistă britanică în care descrie proiectul unei mașinării subterane mobile. Soarta ulterioară a inginerului a fost ștersă de Revoluția Rusă din 1917, iar alături de el au dispărut și schițele proiectului. Însă, ideea a continuat să trăiască, fiind alimentată de intențiile scriitorilor științifico-fantastici și ambițiile tot mai mari ale civilizației umane. Odată ce un inginer începe să muncească la un proiect nou, dar bizar pentru oamenii de rând, acesta iese din domeniul fantasticului și uimește pe toată lumea. Am avut nenumărate exemple de-a lungul deceniilor. În anii 30, proiectantul sovietic Alexander Trebelev a propus crearea unei mase de apă subterană cu scopul de a simplifica explorările subterane și mineritul, folosind bărcile în defavoarea tunelurilor clasice. Prototipul mecanismului care se spune că ar fi trebuit să ducă proiectul la bun sfârșit a fost inspirat ca multe alte mașinării din natură. Proiectanții au privit pe viu și au analizat mecanicile mișcărilor unei cârtițe în timp ce creează trasee subterane. Apoi au construit o capsulă care se mișcă cu ajutorul unui cap de foraj rotativ, iar două cricuri înlocuiau picioarele din spate și aveau rolul de a ancora mașinăria în rocile dure. Unitatea mobilă era alimentată prin cabluri electrice de la suprafața solului, iar ca în orice domeniu, primul pas a fost cel mai greu. Prototipul a arătat numeroase puncte slabe în prima fază a testelor, iar designul s-a dovedit a fi instabil și nesigur pentru operatorii săi. Nu este surprinzător faptul că ideea ciudată de crearea unui monstru subteran a captat interesul armatei. Militarii pot transforma cârtița care se presupunea că ajută oamenii într-o armă, în timp ce alți oameni au descris utilajele finale ca pe un șarpe metalic lung de 500 de metri. Germanii pot fi considerați pionierii creării vehiculelor de foraj subteran. Un brevet pentru o asemenea invenție a fost înregistrat în 1933 de către inventatorul german Horner von Warner. Mașinăria sa subterană trebuia să opereze la o viteză de până la 7 km pe oră și să fie condusă de un echipaj format din 5 oameni. Vehiculul se putea deplasa atât subteran cât și sub apă cu un cap de foraj greu de 300 de kilograme. Multe dintre ideile folosite la construcția mașinăriei par împrumutate dintr-un scenariu science fiction. Este cunoscut faptul că în proiectul lui von Warner a fost implicat și inginerul rus Rudolf Trebelecki. Sovieticul i-a spus colegului său de clasă, faimosul creator de operă științifico-fantastică, Grigori Adamov, despre ideile sale. Adamov a folosit mai târziu ideile lui Trebelecki în romanele sale Misterul celor două oceane și Cuceritorii subteranului. Doar datorită faptului că a menționat o tehnologie secretă în operele sale, Adamov a fost exilat din țara sa și a murit înainte să ajungă la vârsta de 60 de ani din cauze necunoscute. Din nou, în anii 30 a apărut un alt proiect în Germania numit Șarpele de Midgard sau în limba germană Midgardschlange, unde Midgard este folosit pentru a descrie lumea de mijloc a oamenilor din jurul copacului Yggdrasil. Părintele proiectului a fost un inventator despre care nu prea se știu foarte multe lucruri în afară de numele mijlociu, Ritter, și se crede că la baza proiectului stau schițele lui Peter Rosgazov. Proiectul a fost mult mai complex și greu de construit comparativ cu ideea originală a lui von Warner. Mașinăria trebuia să aibă capabilitatea de a se mișca pe sol, în subteran și sub apă la o adâncime de până la 100 de metri. Aceasta ar fi fost compusă din mai multe capsule contopite și ar fi arătat ca un tren omid de uriași de metal.
Lungimea descrisă în proiect era foarte mare, de 524 de metri și cântărea 60.000 de tone. Cu alte cuvinte, șarpele de Midgard ar fi intrat în istorie nu numai ca cel mai mare vas subteran, dar și cel mai lung submarin din lume. Șasiul mașinăriei trebuia pus în mișcare de 14 motoare electrice cu un total de 1980 de cai putere alimentate de 4 generatoare electrice diesel. Potrivit datelor din proiect, șarpele de Midgard ar fi trebuit să se deplaseze la suprafața solului cu o viteză de până la 30 de km pe oră, însă în subteran se mișca mult mai încet și nu depășea 10 km pe oră atunci când pământul era moale și maxim 2 km pe oră atunci când întâlnea teren stâncos. Sub apă, viteza ar fi fost de asemenea mică și nu s-ar fi putut deplasa cu mai mult de 3 km pe oră. Însă, costul proiectului său a fost prea mare, de aceea experții nu l-au luat în considerare la acea vreme. După terminarea celui de-al doilea război mondial, intrările în tunelurile secrete și rămășițele nerecuperate din urma exploziilor subterane de la periferia capitalei Prusiei, Königsberg, se credea că au legătură cu o foreză secretă folosită de germani pentru construirea bazelor militare subterane. Însă experimentele nu au luat sfârșit acolo. Dezvoltarea structurilor subterane de către naziști, revendicate ca trofeu de război de Uniunea Sovietică, a renăscut interesul construcției bazelor subterane. Potrivit unor rapoarte la începutul anilor 60, pe teritoriul Ucrainei moderne, în apropierea satului Gromovka, a fost construită o fabrică pentru producția crucișătoarelor militare subterane. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, crucișătoarele folosite până atunci erau nave maritime folosite ca avangardă pentru forțele militare principale, un fel de soldat din prima linie. Testele noilor arme denumite cârtița de luptă au fost făcute în 1964. Barca subterană dispunea de arme nucleare la fel ca un submarin nuclear clasic. Primul test a fost un succes și a presupus ca un crucișător subteran să treacă pe sub un munte cu o viteză de 5 km pe oră. Însă, în timpul celui de-al doilea test, cârtița de luptă a explodat din motive necunoscute sub munții Urali. Însă, din moment ce explozia a fost una nucleară, mașinăria în sine alături de echipajul său s-au evaporat pur și simplu, iar tunelul forat s-a prăbușit în urma lor, făcând imposibilă cercetarea mai amplă a cauzelor exploziei. După incident, proiectul a luat sfârșit, iar toate documentele justificative au fost distruse ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Discreția a dat naștere foarte multor speculații, iar cea mai incredibilă dintre toate a fost că accidentul a fost produs din cauza unei civilizații subterane pierdute, ale căror structuri subterane au blocat calea cârtiței de luptă, însă ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în subteran probabil că nu vom ști niciodată. Însă știm că în anii 70, Laboratorul Național Los Alamos din Statele Unite a abordat cu foarte multă seriozitate această problemă și a propus o soluție nouă pentru crearea unităților subterane. În loc să foreze rocile prin căi mecanice, mașinăria subterană numită foreza nucleară ar fi trebuit să folosească căldura unui reactor nuclear pentru a topi obstacolele întâlnite. În același timp, aceasta nu produce deșeuri sub forma rocilor zdrobite, ci le transformă într-o materie groasă și dură, lăsând în urmă un tunel cu pereți extrem de rezistenți și totodată netezi. Această idee este ingenioasă, nu provoacă pierderi mari, este silențioasă și destul de sigură. Dar specialiștii și fanii dosarelor clasificate sunt de părere că dacă tunelurile subterane construite pe cale atomică ar fi create și puse în funcțiune, nu ar exista niciun semn care să le poată dezvălui prezența și activitatea subterană, astfel pot apărea conflicte geopolitice între națiuni. În contextul tensiunilor apărute asupra surselor de energie oferite de planeta noastră, obiectivul principal al proiectului a fost accesarea energiei geotermice. Programul avea ca scop utilizarea tehnologiei nucleare pentru a extrage energia geotermică regenerabilă obținută din căldura aflată în interiorul Pământului. Proiectul presupunea folosirea unor foreze acționate electric cu rolul de a crea tuneluri către centrul Pământului, însă aceste invenții nu au dat un motiv bun industrialismului de la acea vreme pentru a le pune în folosință și astfel proiectul nu a primit nicio finanțare, fiind estompat în 1975. Însă, cu toate acestea, este imposibil să spunem că până în prezent mașinăriile subterane nu au fost construite sau măcar concepute la nivel de proiect.
Sunt o mulțime de zvonuri cu privire la tunelurile militare și bazele subterane secrete în întreaga lume. Este foarte posibil ca această tehnologie să fi rămas secretă și să se fi folosit ca un as în mânecă de guvernele care dețin această putere. În cartea Baze și tuneluri militare, scrisă de Richard Soder, sunt oferite dovezi potrivit cărora, în anii 80, Laboratorul Național Los Alamos, în baza unui contract cu NASA, a dezvoltat planuri pentru a crea un sistem de tuneluri pe lună. Folosirea forezelor nucleare pot ajuta la crearea spațiilor în interiorul scoarței satelitului natural, care să ajute la organizarea și supraviețuirea unei colonii pe lună în viitor. În anul 1986, în Los Alamos s-a estimat că fiecare foreză nucleară costă până la 50 de milioane de dolari americani, însă problema principală a fost transportarea acestor mașinării pe lună datorită costurilor uriașe cuprinse între 155 și 230 de milioane de dolari. Costurile de producție și transportare a acestor mașinării pot părea restrictive, însă cine știe cu exactitate ce resurse ascunse sunt alocate proiectelor secrete din bugetul militar. Și totuși, în timp ce ideea folosirii navetelor subterane în spațiu adună praful din arhivele NASA, proiectele rămân destul de plauzibile, iar costurile nu pot reprezenta o piedică foarte mare datorită fondurilor secrete acordate armatei. Apropo, știați că pe data de 26 martie 2019, Casa Albă a grăbit un proiect NASA care presupune o aselenizare a astronauților într-un timp foarte scurt, până la sfârșitul lui 2024. În cinstea surorii zeului grec antic Apollo, noul program lunar a fost numit Artemis. Poate că întoarcerea pe lună va avea o semnificație mai profundă și nu va reprezenta doar vizitarea ei din nou după 45 de ani. Voi ce credeți? Proiectele nebunești de construcție a mașinăriilor subterane vor fi duse la bun sfârșit? Ne puteți scrie în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!